Mie mi-e frică de multe lucruri. Multe, multe lucruri. Să vedem. În lumea asta poți părți orice. Orice. Chiar așa o fioare? Da. Orice. Ce poți părți? Păi, de exemplu, acum mă uit pe geam și văd că vine o bilă de foc încoace. Se poate întâmpla orice. Stai un pic, dar tu ai moștri sub pat. De fapt, ca să-ți înveți frica, trebuie să faci frica să-i fie frică de tine. Tu-ți înțeleg teoria. Prima întrebare. Ce este frica? Frica este un sentiment. Un sentiment plăcut? Nu, neplăcut. De ce nu? Că e frică așa tare. Aha. Cum te face să te simți când ți-e frică? Ca și cum... Mi-e frică de ca și cum ți-e frică. Păi, frica e un lucru de care te temi. Așa. Și cine are frică? Vouă vi-e frică de ceva? Mie este frică de întuneric. Mie mi-e frică de multe lucruri. Multe, multe lucruri. Să vedem. Până și mie, de ce ți-e frică? Multe. De întuneric. Fini. De pisici uneori. Da. De sperie. De umbre. Da, văd umbre și-mi imaginez tot felul de lucruri. De suportul unde am rochile, că mi se pare că se transformă în ceva lucruri. Fierătoare, noaptea mă mai trezesc și tot mă uit în fața mea și văd alea. Și atât ai de înfiorător. Și cam atât. Ți-e frică de... Nu mi-e frică de dinții. Ba, știu, mai mi-e frică să-mi scot dinții, dar acum nu mai trebuie să mi scot. Dar ție, de ce ți este frică? Mie mi-e frică de întuneric. Și ție? De că ies moștri de sub pat? Moștri sub pat? De singurătate. Stai un pic, dar tu ai moștri sub pat? Ai moștri sub pat? Da. Mi s-a mai adăugat o frică pe lista de frici. Monștri de spat. Mai ales Bau-Bau stă toată seara sub pat și încearcă să mă ademenească. Dar cum poți să dormi dacă ai monștri sub pat? Că doar aia te pot ataca noaptea. Păi mă bag cu totul sub plapul în afară de cap și gata, nu mă mai poate mușca niciunul. Alerea. Sau poți să te dezvelești tot, ca monștrii de sub pat să te vadă că ești dezvelit și să creadă că ești foarte curajos și să nu te atace. O să le fie frică la ei de tine. Nu. Ești de acord? Nu să fac asta. Ok. Cum scăpăm de frică? Făcând tot ce ne este frică, de exemplu la Victor. El se ascunde sub plapuma când e frică de monștri de sub pat. Foarte bine. Scoate-te tot afară și scap de frica aia după 2-3 nopți de făcut așa. De întuneric. Dacă ai de mers jos la baie și ți-e frică, aprinde toate becurile din casă și nu mai ți-e frică. Ce glum. De fapt, ca să-ți înveți frica, trebuie să faci frica să-i fie frică de tine. Tu-ți înțeleg teoria. Deci, ca să nu-ți mai fie frică, trebuie să faci frica să-i fie frică de frică. Trebuie să speri frica. Da. Cu
acum. Simt cum ești tu cu ăștia, cu muștrile sub pat. Cu asta, cum poți să sperii frica? Te arunc sub pat și să-i sperii. Te arunc sub pat și zici bă! Ok, am înțeles. Bun, merg mai departe. Întrebare. Ne place frica? Nu. Nu ne place, dar ne și place. Da, frica e prietena noastră. Așa se zice. Practic, pentru noi e nu ca prea e. E ca și cum dacă vrei să mergi pe munte să și ți-e frică, să mai mergi șanse... Tot mergi, dar cu mai mare grijă. Îți mai mari șansele să reușești. Dar dacă nu ți-e frică și scaladezi muntele, te urci pe munte, cel mai probabil e să nu reușești. Înțeles. Acum, de ce se tem? Ce frici au animalele? Păi de vânători. Căprioarele și alte animale sălbatice, cel puțin. Și uneori și animalele domestice. Fiindcă dacă se întâmplă ceva și pățește animalul, îl vânează vânătorul din greșeală. Sau mai mult de lupi. De ce se tem adulții? De viață. Nu? Da, pentru că în lumea asta poți părți orice. Orice. Chiar așa o fioare? Da. Orice. Ce poți păți? Păi, de exemplu, acum mă uit pe geam și văd că vine o bilă de foc încoace. Se poate întâmpla orice. Dar când a venit o bilă de foc încoace? Nu a venit. Nu, hai să fim realiști. Nu inventăm chestii, da? Păi ce și adulților le poate fi frică? Ce poate s-au mutat în casă nouă și se gândesc... Frică. Nu! Ce temeri au bătrânii? De moarte. Da, mor foarte repede bătrânii. O întrebare un pic mai complicată. Simplu. Zi. Dumnezeu, de ce se teme? Ușor. De nimic! De nimic? Nimic, nimeni! De ce? Pentru că el e universul! Așa, și? Nu e ocupat oare? Nu se stresează cu universul ăsta oare? Toate ce? Ei, nu cred. Nu credeți că e îngrijorat el de copilași, de oamenii buni, de univers? Nu știu. Da. Se teme că tot pământul să devină ca oamenii de la bar. Și asta n-ar fi frumos. Nu. Dacă v-a plăcut acest video, scrieți-ne în comentarii la ce întrebări vreți să vă răspundem data viitoare. Pa!